UTA și-a atins obiectivul în deplasarea de la Clinceni cu nou promovata Unirea Slobozia după golul lui Costache din minutul 73. Arădenii au făcut o primă repriză slabă și gazdele puteau primi un penalti după intervenția lui Conte asupra lui Aganović. Iulian Călin a fost permisiv, colegii din camera VAR nu au intervenit nici ei și Mircea Rednic a putut să repare lucrurile la cabine. Bătrâna doamnă s-a mișcat mai bine în partea secundă și tandemul Fabri Costache a decis destinația punctelor. N-a fost ușor, exact cum a zis la început de meci, să fie un meci bazat foarte mult pe duel. O echipă care foarte arțăgoasă, bine organizată, puternici, chiar mi-au plăcut de felul cum au jucat și cum a zis la început, n-au luat punctele care le-au luat. Deci e foarte greu, e greu de învins această echipă. Ce mă bucur că repriza a doua a fost o reacție mult mai bună. Jucătorii care au intrat au adus un plus, am reușit să-i surprindem și am reușit să câștigăm. Deci ne doream această victorie, ținând cont de situația noastră în clasament. E adevărat că am avut trei meciuri foarte grele cu echipe cu pretenții, cu buget mare, cu jucători. Ați văzut Cluj și ai mei specialiștii de la Arad erau supărați că am făcut egal cu Cluj. Ați văzut ce s-a întâmplat ieri, câte ocazii și goluri și... Eu tot timpul le spun răbdare, suntem și în situația în care așteptăm patru jucători care au experiență, ați văzut că și astăzi Cristea care a intrat și a făcut-o foarte bine.